This is blasphemy. This is madness. This is... În caz de egalitate vom avea direct aruncări de la 7 metri, lovituri de departajare, explozie aici în sala Lasker Pană, toată lumea împinge de la spate această echipă, public absolut fenomenal, decizie, hai să spunem, bună a conducerii federației, bună pentru Minaur de a organiza turneul final aici, probabil în orice sală. Goluri în plus pentru Constanța, care face pași mari pentru calificarea în finală. Stegavic, minge blocată, Bera! Ce gol dă Daniel Bera! Incredibil! Superbă reacția lui Daniel Bera! Execuție de extrem adevărată, de unde ia mingea, trimite peste Mihai Popescu. Și Baia Mare trăiește. Egalitate, vom avea direct aruncări de la 7 metri, lovituri de departajare, explozie aici în sala Lasker Pană, toată lumea împinge de la spate această echipă, public absolut fenomenal, decizie, hai să spunem, bună a conducerii federației, bună pentru Minaur de a organiza turneul final aici, probabil în orice sală, fie că ar fi fost la Odorhei sau la Constanța, publicul s-ar fi manifestat la fel. Iată, Boican îl pune la pământ pe Stegavic, doar aruncare de la 9 metri, se șterge suprafața de joc, 36 de secunde. Boican a fost primul care a pus mâna pe jucătorul norvegian, apoi Radcevic a dat cu el de pământ, Bera. Pentru Stegavic, Stegavic, Fotache, e faultat, trec secundele, 20 rămase și e oprit timpul după ce Fotache suferă o accidentare. Și aerofiept, înălțare de joc pasiv, iată-l pe Stegavic, se duce până semicerc, se dă pas în fault. Fiecare fault duce la întreruperea timpului, 12 secunde. Faptul aruncare va stabili, sau o paradă va stabili câștigătoarea acestei partide, sau vom vedea aruncări de la 7 metri. Stegavic! Gol! Înscris de Stefan Stegavic! 3 secunde și Minaur câștigă, extraordinar, Minaur, 4 goluri consecutive înscrise de Minaur pe final de meci, duc formația băimăreană în finala cupei
României. Iată, se duce în tribună să-și felicite soția, Cătălin Peiker, încurajat de întreaga familie venită la Baia Mare, jucătorul maghiar, exploze de bucurie în tabăra. Voi, Măreană, vă uitați în câteva momente, peste mai puțin de 10 minute, va începe misiunea Săptămâna de Handbal cu Costi Prună, care va avea invitați pe antrenorii celor de la Odorheiu și de la Energia. Dar sărbătoarea pare că a pornit aici la Baia Mare, deoarece Minaur are 6 goluri și atacul în fața gorjenilor. Chiar dacă mai sunt 14 minute și sunt cu 2 oameni mai puțin maramureșinii pe teren, dar sunt dirijați de Klemovici. Da, pe teren este și Ștegavi, care poate face diferența chiar și atunci când echipa e în inferioritate. Klemovici, Ștegavi, prins de Dragnea, 9 metri pentru Minaur. Încă 50 de secunde de dublă inferioritate pentru Băimăreni. Bera, Eklemović, Eklemović pentru Bera! Extraordinar ce gol scrie Bera! Le iese totul celor din Baia Mare, pentru că Bera este în mare formă. O extremă de mare viitor pentru România, acest handbalist care a perforat poarta pe diagonală la vincul și... Baia Mare din sezonul viitor. Vă dați seama, dacă vor rămâne și Eklemović, Tatai, Pribanić și Ștegavić, ce echipă va avea Minaur Baia Mare. Ultimele secunde ale finalei cu... Aveți liber, iarăși dă pasă pentru Pribanić, gol din prima, marchează croatul. Handbal spectacol pentru Minaur Baia Mare, gol după gol, toate pe contraatac. Finalele cu... Câtă bucurie și iată cât fanatism în tribune, dar un fanatism al suporterului căruia i-a lipsit spectacolul, i-au lipsit trofeele, pentru că Minaur Baia Mare cu adevărat este un brand pentru handbalul românesc și cu siguranță va redeveni și în Europa cu ajutorul acestor handbaliști și antrenori. Vă reamintim, Minaur Baia Mare a câștigat 2 cupe IHF în anii 80, apoi a câștigat și titlul după 1990. Au fost probleme financiare, dar centrul de handbal din nordul țării a rămas cu cele 3 școli de handbal, Academia Minaur, Extrem și Marta. Iată, se înmânează cupa de către primarul.
Stegavik așteaptă Sadoveac, îi pasează lui Stegavik, nu amenință poarta cei de la Minaur. Stegavik încearcă angajarea pivotului, mi s-a părut că a fost și picior acolo. Pleacă dinamoviștii pe contraatac, Asoltanei, pară Tatai! Incredibilă parada lui Peter Tatai! E, dacă mai avea cineva vreun dubiu, cine alături de Sadoveac este omul meciului pentru Baia Mare? Acesta clar este Tatai. Au șansă întâmpla la acest atac. Sadoveac în bloc start pentru acest atac. Primește și reușește să înscrie Eklemović pentru 23-22. Jucătorul Eklemović, cel care duce partida în meci decisiv. Practic, fără reacție dinamoviștii la această ultimă fază, o singură aruncare puteau să execute cei de la Minaur. Totul s-a dus pe mâna lui Nicolae Eklemović, poate nu degeaba el a fost cel care a dat indicațiile la ultimul timeout. Iar Nicolae Eklemović, superstarul lui Minaur Baia Mare, îi duce pe aceștia în meci decisiv, 1-1 între Minaur și Dinamo. Decisivul va fi sâmbătă de la ora 14, în reluare, aruncarea lui Nicolae Eklemović, ieșire târzie a lui Răzvan Răpciugă și mingea se duce într-un loc unde Irimuș nu poate decât să o urmărească cu privirea în timp ce aceasta intră în poartă. Minaur învinge pe Dinamo 23-22. E 1-1 între cele două echipe. Nu trebuie decât să ne bucurăm că astfel un duel între aceste două formații se va reedita. Va fi și a treia partidă, o a treia partidă între două formații extrem de bune, două formații care au un sezon foarte bun și care speră în continuare ambele la titlul național. Nici o zi fără handbal la Baia Mare, pentru că mâine de la ora 17:30 în transmisiune directă pe Digi Sport este meciul 2 dintre HCM Baia Mare, campioana României la fete, și HCM Roman, iar sâmbătă de la ora 14 pe Digi Sport 1 e meciul dintre Minaur și Dinamo, meciul decisiv, meciul care trimite una dintre echipe în finala Ligii Naționale. Am avut un meci superb, încheiat cu victoria lui Minaur, o victorie în ultima secundă. Noi vă lăsăm în continuare pentru meciul dintre CSM București și Potaița Turda. Ion Cațichi și Severin Călinescu vă spun la... A stat bine Nordicul. A stat bine Nordicul, a fructificat masa sa mai, da, mai mică față de a lui Sandru. 1:19. E, dinamoviștii acum vor încerca să intre cât mai repede în posesie, așadar o apărare avansată. Dar toate acestea după ce a Sultanei își va reveni. Pe postul său se află Adrian Băluț. În tribune, publicul băimărean se bucură. 15 parade Irimuș, 14 Tatai. Procentajul este mai bun al lui Tatai. Da. Tatai, o achiziție foarte bună. A simțit aerul din Final Four-ul Cupei EHF mai mult, a și câștigat Final Four-ul Cupei EHF sezonul trecut cu Pick Szeged. A plecat alături de al doilea portar al lui Pick. Au plecat de la echipă. Nu uitați, handbalul continuă la Digisport astăzi de la ora 17:30 pe Digisport 3.
semifinală de cupă EHF Skien Sportverein Hamburg în premieră și de la 19:45 tot pe Digi Sport 3 în direct CSM București Corona Brașov, meciul 2 din Liga Feminină de handbal, faza play-off-ului. Dar cu cotul ai, l-a lovit ai, la ai, 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 ai. A Soltanei a fost împins de Bușecan și de aceea impactul a fost mai puternic. Dar cel care l-a lovit pe Soltanei a fost din inerție, da. Șandru. Da, care a avut și el o intervenție la o aruncare de la 7 metri. El una, două, Irimoș... Și alte două minute eliminare pentru Fotache. Doamne, ce presiune trebuie să fie pe acești, pe toți jucătorii prezenți în această partidă. Au fi 6 contra 4 jucători de câmp pe aceste minute de final. Dinamo este însă condusă, părăsește terenul Fotache. Da, moment dificil pentru Lars Walter. Eklemović își încurajează jucătorii de pe margine. Trebuie neapărat Dinamo să înscrie pe acest atac. Da, au toate condițiile, aș putea să spun. Doi oameni în plus, atacul. Da, dar am mai văzut la teren pe doi oameni în plus. Acum să vedem dacă va reuși. Nu. Nu reușește Mironescu nici de această dată să înscrie. A călcat semicercul. Dacă nu reușea Tatai să se opună. Nu, n-a atins mingea Tatai, dar aruncarea a fost pe lângă poartă. Rămâne 20-19 pentru Minaur, ce a trecut cu bine peste primul hop din această dublă eliminare. Eklemović și Stegavik. Da, ies aproape om la om pentru a încerca să taie aceste lanci. Oh! Gol înscris de Stegavik. Ce bine s-a infiltrat norvegianul. Două goluri avans pentru Baia Mare. A făcut slalom Stegavik pentru golul cu numărul 21. Dio pasă pentru Vrakovic și bara acum pe atacul dinamovist. Nu a reușit Chiruț să înscrie. Doi oameni în plus, două atacuri ratate de Dinamo.
io la sera io sto segnato ma i nostri poveri siamo riposati io siamo cadi un pezzo da cagliare che sta arrivando a sé să vine CSM București, o reeditare a finalului din sezonul trecut, pentru că în etapa a patra Minaur să meargă la București pentru meciul cu Steaua. Steaua, echipă ce a făcut instrucție ieri în direct pe Digisport, în fața celor de la Potaița, tot dacă gol! Final a Flitolin, iată ce execuție are de undeva de la 10 metri de pe picioare. Iată, prinde mingea, nimeni nu-l atacă, aruncă, îl prinde pe contrapie. Și acum, din păcate, defensiva celor de la Minaur nu procedează când sunt în atac. Wow! Acesta este un gol, este un model de aruncare de pe picioare.